Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video foarte cretin pe canalul meu. Bă, am stat eu și m-am gândit și nu știu cum și mi-am dat seama, bă, că provocările nu s-au demodat de acum 3 ani și trebuie să mai fac și eu încă una. Și am zis să fac niște provocări într-un fel cu mâncare, un fel de două feluri. Bă, după cum puteți vedea, eu am aici niște bilete, multe bilete, pe care am scris pe fiecare... What the fuck? Și am scris mai multe bilețele, dar pe fiecare am scris câte un ingredient pe care să-l combin cu altul și să-l mănânc. Adică eu când trag două bilețele și ce iau prima oară și ce iau cu al doilea, o să combin și... Ripsnic. Așa că să nu mai consum minutele degeaba și să încerc să trec la treabă. Bă, eu mi-am luat și aici o canapă cu apă în caz de, știi, adică vă rog, eu să o pun jos pentru că mi-e frică că s-ar putea să o vărs. Bun, am aici biletele, o să le amestec, de fapt știi ceva, o să le întorc invers și o să le amestec și după o să vă arăt ce am de mâncat. Și am tras struguri cu lapte. The what the f... Dacă n-ați stat niciodată mai mult pe WC-ul de 2 ore, bine ați venit la un nou tutorial cum să stai pe WC-ul mai mult de 2 ore cu Snick. Am adus laptele și cu niște struguri, nu am luat chiar foarte mulți pentru că chiar mi-e frică, frate. Mâine începe școala și nu vreau să mă toată ziua. Bag struguri în gură. Fac. Cred că sunt destul. E faptul să bag pe sos. Trebuie să mai trec un pic. Oi, frățică, s-a expirat, ce dracu, mai că, aolo, oi. Are un gust așa ciudat și numai că mă gândesc ce o să mi se întâmple, sau poate nu mi se întâmple, dar, oi, frate, nu știu, asta, o fi laptele ieftin, băi, e mai ieftin, recunosc, nu dau o grămadă pe lapte, dar, morții mei, frate, serios acum. Pentru că am o viață minunată, o să mai trag două bilețele, să vedem ce se întâmplă. Nu mă uit, avem borș. Cu prune, bați joc de mine. Uite-o leacă, frate, uite-o leacă. Deci combinația asta e mai urâtă decât scrisul meu în mort. Băi, am aici o prună, am și borșul și... Hai să... Alo. Băi, frate, mi s-a făcut pielea de găină, ai dă... Iacru și sărat și asta e dulce, frate, ai dă... Aici avem a doua bucată. Punem capacul de la borș, îl închidem bine, nu mai deschidem în viața noastră. Hai să mai trag un bilețel, nu mai am chiar foarte multe, dar ne încercăm, noroc. Bă, acum o să continui să amestec pe aici, stai că s-a întors, da? Și o să trag așa și nu o să mă uit la... și o să le citesc pe camera. Mere cu ceapă, what the fuck? Bă, hai să încercăm mere cu ceapă! Bă, am adus aici o ceapă care nu-i curățată bine pentru că mi-este foarte lene și un măr de ăsta. Eu ce frumos e, mă, pe cameră să n-am pa... Bă, la o gură de ceapă, o gură de măr și... cu Dumnezeu înainte. Bă, nu știu dacă are legătură asupra corpului meu, dar tare mi-e frică că nu vreau să mă pot duce la școală din cauza unor dureri de burtă. Bă, dulce acrișor, bă, dulce urât, dulce așa, dar dulce pican am mai gustat. Mă, asta e o gură de ceapă prima. Sunt bine, momentan. Asta a fost cea mai bună combinație de până acum, jur. Deja știm faza cu biletele, eu trag două bilețele și vi le arăt la cameră. Hai să vedem ce avem aici. Apă cu... Nu, stai, ăsta. Cu ardeiul. What the? Bă, eu sunt gata, am aici ardeiul stră bunica, unii dintre cei mai iuți ardei posibil. Și am aici carafa lui stră bunic, una dintre cele mai mari carafe din lume. Ah, fuck! Sos de ardei pe mine. Băi, bă, m-au luat frisoanele, mă jur. Bă, nu mai îmi simt gura. Nu mai pot. Bă, ești prost. Bă, fraților, nu știu ce poate face o chestie asta, deci îmi tremură mâna, frate, să n-am. Deci nu mai îmi simt gâtul. Am aici ultimele 3 bilete pe care le voi trage. Nu știu de ce sunt 3, eu am calculat că o scor și 10, dar mai sunt 3, aparent. Cred că m-am pierdut unul pe aici. Ăsta cu... Antante, ăsta.
Ce avem? Avem miere cu roșii. Ok, avem aici mierea și avem aici roșii, pitice și o lingură cu care să luăm mierea. Acum tot ce trebuie să fac e să desfac mierea. Și o să bag o roșie în gură și o să iau o lingură de miere. Nu a fost extraordinar de rău, a fost relativ ok. Acum cred că o să mai iau o roșie și... Băi, eu mi-am pierdut lingura în borcanul cu miere. O să iau roșii și după cred că o să iau un pic de miere cu gură. Aia nu mai scot de acolo, sigur. Oh. Ah. Oricam atât cu videoclipul acesta. Sper că v-a plăcut la fel de mult cum mi-a plăcut mie chestiile astea. Bă, nu uitați de un like și un share. Bineînțeles. Și dacă vreți puteți să-mi lăsați în comentarii niște sugestii de-astea cu chestii și poate încerc altă dată. Da, bă, și cred că ne vedem data viitoare, deci vă pup pe ceapă.